Acest program vă este oferit de Unibet, de la jucători pentru jucători. Bun găsit, prieteni! Astăzi episodul cu numărul 143. Înainte de weekend vă doresc pe această cale multă baftă, indiferent de ce veți juca, pe ce mize vă veți baza, pe ce cote și pe ce meciuri. Însă trebuie să nu uitați faptul că avem un prim weekend după meciurile echipelor naționale și majoritatea timpului am avut parte de multe surprize când s-au jucat meciuri ale formațiilor de club imediat după meciurile echipelor naționale. Așadar, țineți cont foarte mult și de acest lucru și așa cum v-am mai spus de obicei, nu vă abateți de la strategia dumneavoastră, iar dacă nu aveți o strategie clară, eu zic să vă puneți la punct, să știți cât trebuie să jucați pe zi, ce cote jucați și ce sisteme. Haideți măcar, faceți un efort și pentru o perioadă de o lună, două, trei, să nu mai plasați așa haotic cum mulți dintre noi, din păcate, o facem. Și după trei luni, vedeți care este rezultatul. Dacă vă merge bine, atunci mergeți în continuare pe această variantă. Eu nu am încheiat această săptămână, astăzi e vineri, destul de bine, mai ales că din nou am început să prind cotele de 2. Cota 2 de marți a fost câștigătoare, să nu uităm, formată dintr-un singur meci. Rusia cu Franța, am jucat ambele marchează, s-a terminat 1-3 și am reușit să-mi dublez investiția dintr-un singur meci. Din păcate, miercuri am pierdut cota 2, am jucat un meci din Scoția și chiar dacă gazdele au deschis scorul încă din minutul 5, Hamilton nu a mai reușit să restabilească egalitatea în următoarele 85 de minute, dar din nou joi am preferat să pariez pe un singur meci și așa cum v-am spus, am avut multe argumente în care am crezut că duelul dintre Anadolu Efes și Barcelona ne va oferi multe puncte. Așa s-a și întâmplat, a fost o adevărată demonstrație de forță a celor de la Barcelona cu niște aruncări fabuloase de la 3 puncte. Așadar, pe câștig în această săptămână la cota 2, să sperăm că voi fi pe câștig la cota 2 sau la cota 3 și în acest weekend. Atenție, eu nu ofer ponturi, doar vă spun ce joc eu. Iar de aici, dumneavoastră, dacă considerați că vă puteți lua un meci, două, un bilet sau ce considerați voi că v-ar fi de folos, atunci multă baftă. Apropo de jocul vostru, am văzut încă o dată multe câștiguri interesante. Câteva dintre ele chiar m-au uimit și pe mine și nu am înțeles cum, de exemplu, iată și Ciprian Găucă, foarte multe bilete pe care le-am văzut aseară în care voi ați pariat pe serie B, ambele marchează și peste 2,5 goluri sau în multe goluri. Și a fost o etapă cu foarte multe goluri pe care voi foarte bine ați anticipat-o. Dar fiți atenți la Ciprian Găucă, joacă toate meciurile de aseară din serie B, ambele marchează și peste 2,5 goluri. Iată ce cote avea și cu doar 10 lei pariați ar fi câștigat 18.531 de lei. Din păcate l-a scos doar Empoli cu Salernitana, s-a terminat 2-0, ce-i drept, golul 2 pentru Empoli a venit după minutul 90, însă ce ar fi fost ca și Salernitana să marcheze în acest meci și iată ce listă impresionată de cote ar fi prins și mai ales câștigul era unul fabulos, mai ales că Ciprian a pariat doar 10 lei pentru un câștig de 18.531, însă oricum vreau să vă felicit cei care au jucat aseară pe serie B pe număr de goluri pentru că cred că s-a câștigat frumos. Pe mine unul nu m-a dus capul să joc, însă voi fi mai atent de acum dacă o să postați pe contul meu personal de Facebook Doru Crăciun aceste variante. Tot pe contul meu personal Doru Crăciun a revenit Claudia Mihaela, din care am înțeles eu un domn care joacă de pe acest nume. Un domn care a oferit multe bilete câștigătoare la mine pe profil și iată și de data aceasta joacă 165 de ron și câștigă 3065 de ron. El are un sistem clar în care joacă multe goluri. Iată la Polonia cu Coreea de Sud peste 2,5 goluri, Elveția, Panama peste 2,5 goluri, dar câștigul, trebuie să recunoașteți, este unul foarte bun. O cotă de 18 pe care totuși a investit 165 de ron. El așa joacă și cred că chiar e pe câștig, pentru că am văzut, v-am spus, foarte multe bilete verzi. Cucu Rareș, dar ce spuneți de Cucu Rareș la fel? A jucat pe serie B, ambele marchează și peste 2,5 goluri la 5 meciuri din etapa de aseară, da? Și iată, cu 10 lire a câștigat 1182 de lire. Ca și urmăritorul de mai devreme, care mi-a trimis biletul său, însă
Iată, Rare și-a fost inspirat să scoată acel meci cu Salernitana care nu a marcat în deplasare și trebuie să recunoașteți cu 10.182 de lire. A avut o cotă de 2.10, 2.60, 2.75, 3 și 2.62. Așa cum am spus într-o seară la emisiune Faci Pariu, dacă ai în cont vreo 2-3.000 de lire, cred că se merită să mai încerci și astfel de bilete, că până la urma urmei 10 lire chiar n-au omorât pe nimeni. Repet, dacă ai o bancă de vreo 3-4.000 de lire în spate. Felicitări, Rareș, și cred că de acum ai derulat 1.180 de lire în voia cea bună. Flaviu Drăghici aproape de încă o lovitură, de data aceasta la mustață, l-a scos Alfred Ton, s-a terminat 0-2 cu Kidminster. 0-2 din prim minutul 71, din păcate nu i-a ieșit acest meci, a prins 14 evenimente, da? 14 evenimente, era al 15-lea, s-a terminat 0-2, iată câtă neșansă pentru unii pariori, un gol pentru Flavius, un gol pentru Salernitana și gândiți-vă câte alte sute sau poate chiar zeci de mii de bilete câștigătoare ar fi fost. Pentru că, eu v-am spus, nu jucăm doar noi români la pariuri, se joacă în întreaga lume pe același meciuri pe care și noi pariu. Florin câștigă 167 de euro cu 5 euro plasați. Mi-a plăcut acest bilet pentru că a jucat pe soliști. Eu n-aș fi jucat niciodată pe soliști, mai ales în Serie B. Avelino cu Parma 2, Brescia Pescara 1, Foggia cu Proverselli 1, Scientella cu Palermo 2. A mai jucat și pe Blackburn 1 solist. Un meci care eu sincer m-am temut să-l joc pentru că acea cotă de 1.48-1.50 parcă era așa tentantă doar să o joci și Blackburn. Mă temeam că nu va câștiga, dar am vins-o pe Bradford. Bine că am vins-o, asta e tot ce contează și iată că mulți dintre voi ați câștigat. Felicitări și pentru acest câștig de 167 de euro. Însă Răzvan Ștefănescu îmi trimite un bilet care de asemenea mi-a plăcut foarte, foarte mult. Ok, riscul deja este mare pentru că am mizat 500 de lei. Am mizat pe o cotă de 8.79 formată doar din două evenimente. Ostapenko cu Zvitolina 1 solist la cotă 3.45 și Cian cu Isner 2 solist la cotă 2.55, 500 de lei pentru un câștig de 4.273. Probabil are o bancă în spate solidă Răzvan Ștefănescu pentru că are resursele financiare să joace astfel de bilete. 4.273 chiar e un câștig bun la pariuri, spre foarte bun. Felicitări Răzvane și dacă mai joci astfel de bilete, indiferent de suma pe care o pui, pentru că nimeni nu este obligat să joace mai mult decât își permite să piardă, poți să mai afișezi biletele înainte ca evenimentele să se dispute. Acum, înainte să trec la ponturile pe care vreau să vi le ofer, vreau să vorbesc câteva lucruri despre promoțiile celor de la Unibet, pentru că sunt niște lucruri foarte interesante pe care trebuie să le aflați. Mai întâi, câștigă extra cu multipla pe fotbal. Această promoție o știți, mulți dintre voi ați interacționat cu ea și probabil veți mai interacționa dacă veți plasa minim 60 de lei pe o cotă de 1.40 pe o multiplă din ligile europene eligibile. Acestea sunt Spania, Italia, Germania, Franța, Olanda, Belgia și Danemarca, iar din Anglia Premier League și Championship. Dacă multipla este câștigătoare, biletul aferent ce conține profitul extra va fi creditat în cont a doua zi lucrătoare. Pentru un bilet cu 3 evenimente veți primi cu 10% mai mult și tot așa pentru 4 evenimente cu 20%, iar pentru 5 evenimente cu 30% mai mult. Deci, repet, foarte simplu. Minim 60 de lei pe o cotă de minim 1.40 pe campionatele pe care le-am enumerat mai sus. Ar fi păcat, pentru oricum jucați, să nu profitați de această promoție care vă crește câștigul. Apoi, marțea pariurilor live gratuite, optează pentru această promoție, plasați minim 4 pariuri live de 25 de roni la cote minime de 1.40, exclusiv pe meciurile din Liga 1, în fiecare săptămână de marți până luni. Atenție, pariul tău live gratuit de 25 de lei va fi creditat în fiecare marți înainte de ora 16. Apoi, profit crescut zilnic cu 20% pentru Miami Open, da? Să nu uităm de turneul de tenis. Unibet le oferă tuturor jucătorilor care parează live pe turneul de la Miami un profit cu 20% mai mult pentru biletele câștigătoare. Turneul se va termina de ziua păcălelii pe 1 aprilie. Și dacă vreți să mergeți într-o vacanță de lux, prin intermediul celor de la Unibet o puteți face mai ușor. Sunt niște pași pe care trebuie să urmați. Ok, trebuie să jucați la sloturile favorite până pe 8 aprilie. Deci la sloturi, atenție, da, până pe 8 aprilie. Și apoi veți obține o intrare pentru fiecare 1000 de roni jucați într-o singură zi. Câștigătorul va putea alege dintre cele 5 vacanțe VIP și unde vă puteți relaxa dumneavoastră, pariind, bineînțeles.
de pe insula Vamizi, unde veți merge cu prietenii într-un paradis izolat. Sper să aveți semnal la telefon acolo și internet să puteți paria, bineînțeles. Apoi puteți să navigați prin Caraibe și să vă plimbați cu propriul iaht. Vă dați seama, pentru câteva zile veți simți cum e să fii Abramovic, da? Să stai, știu, pe un iaht, bei o șampanie acolo, mai mânci o măsline, un pateu de post. E ok și în Caraibe. În Islanda vă duceți la o cină în interiorul unui vulcan, excepțional și acest lucru. În Fiji vă veți construi o casă într-un copac pe propria insulă. Și aici mi se pare interesant, mai ales că cu siguranță în casă veți avea 2-3 desktop-uri de pe care să pariați. Iar apoi veți putea merge în Kenya sau în Seychelles, safari și splendoare. Ce mai vreți, bă, frate? Ce mai vreți? Nici nu știu pe care să o aleg de aici. Probabil m-aș duce în Vamizi să stau cu prieteni într-un paradis izolat, însă trebuie să-mi iau de ăștia care să nu vorbesc despre pariuri, cred că dacă și acolo vorbesc despre pariuri deja nu mai pot. Dar să nu uitați de această promoție și obligat, cel care va ajunge trebuie neapărat să ne trimită o fotografie, să ne mândrim și noi măcar că avem cunoscuți ca și voi. Apoi, despre ceea ce vorbeam să vorbesc și e foarte, foarte important, să nu uităm că am scăpat de cozile infernale pe care cei de la ANAF ni le pregătise, pentru că știți prea bine, trebuia să depunem acele adeverințe, pe urmă să mergem, să plătim. Uneori e mai greu să plătești la ANAF decât să prinzi o cotă de 3.000 la ce cost te așteaptă acolo. În sfârșit, statul și-a dat seama că oricum suntem vai de capul nostru și ne pariem foarte mulți bani. A zis, bă, măcar să nu mai purtăm pe săracii oameni pe la uși. Iar din 23 martie, jucătorii care operează online nu mai sunt nevoiți să meargă la ANAF, o veste foarte, foarte bună. Impozitul va fi reținut direct de la sursă și iată că cei de la Unibet chiar s-au unit la un amănunt foarte, foarte important și cred că în respect pentru cei care parează pe această platformă. Până pe 30 iulie 2018, pariorii care joacă la Unibet nu vor plăti niciun impozit pentru că acesta va fi achitat de Unibet. Limita maximă a unei retrageri pentru care Unibet va plăti impozitul este 66.750 de roni. Scoateți, uite, 66.000 de roni sau dacă scoateți 80.000 de roni, cred că pe urmă aveți să plătiți și un impozit. Deci n-ar fi problemă. Important e că am scăpat, da? De ANAF și de toate aceste prostii care mie mi se părea o mare pierdere de timp. Dar să nu uitați că la Unibet până pe 30 iulie pariorii nu vor plăti niciun impozit pentru că acesta va fi achitat de Unibet. Cred că era cel mai bun lucru care se putea întâmpla pariorilor în această perioadă. Și acum dați-mi voie să vă prezint și biletele pe care eu voi juca în acest weekend, iar dumneavoastră veți alege dacă merită să investiți sau nu. O să încep cu cota 2 de sâmbătă. Sassuolo Napoli 2 soliși și Bayern München Borussia Dortmund peste 2,5 goluri. Ok. Sassuolo Napoli 2 soliși, probabil vă gândiți din prima la Spal Juventus 0-0. Dacă ne vom gândi mereu la Spal Juventus 0-0, atunci înseamnă că nu mai putem să mai jucăm la pariuri. Totuși eu de multe ori în pariuri, pentru mine logica este pe primul loc. Și dacă ar fi să mă tem după Spal Juventus 0-0, atunci repet, nu am mai jucat niciodată la pariuri. Nu văd de ce Napoli nu ar câștiga la Sassuolo. Pentru câteva ore Napoli ar putea să treacă din nou pe primul loc, mai ales pentru că seara, imediat după meciul celor de la Napoli în deplasare, Juventus joacă acasă cu Milan. Deci pentru câteva ore, pentru o victorie a lui Napoli, aceștia s-ar duce pe primul loc. 73 de puncte Napoli, 75 Juventus. Nu sunt probleme deloc pentru Napoli. Deci nu sunt probleme deloc. În atac vor fi Caiohon, Mertens și Insigne. Ce mai vrei? O tripletă care a dus-o pe Napoli până pe primul loc, da? Insigne, cel mai bun jucător, Mertens, 17 goluri, Caiohon, 8, Insigne, 7. De ce, Dumnezeu, să nu bați la Sassuolo? Ok, o echipă care are mare nevoie de puncte. Dar gândiți-vă, e ca și cum ar juca, nu știu, Steaua cu Chiajna. Dăm un exemplu. Chiajna, subsolul clasamentului, Steaua joacă în deplasare la Chiajna. Trebuie să o zdrobești, dacă vrei, punctele. Deci, eu o să mă duc pe 2 soliți, chiar dacă cota e 1.35, atât cât avea Juventus la Spal.
Apoi, referitor la Bayern München cu Borussia Dortmund, o să-i spui, Dorule, ok, de ce ai ales să joci acest meci, mai ales că vine Champions League? Păi e clar, e un derby. Nemții se respectă între ei. Nu există că ai să menajezi jucătorii, că vin meciurile din Champions League, nici vorbă. Chiar dacă Bayern, ca și campioană, cu siguranță își dorește o victorie clară în fața celor de la Borussia Dortmund, Ribéry, Vidal, Müller, Robben și Lewandowski anunțați printre titulari la Bayern. Mă refer la oamenii în atac. De partea cealaltă, Götze, Schürrle, Batshuayi și ei printre titulari. Am comentat-o pe Borussia Dortmund, pe lângă faptul că am urmărit-o în câteva meciuri în Europa League, mari probleme în defensivă. Sokratis e total pe lângă. Piszczek și Schmelzer mai mult îi găsești prin atac pe părțile laterale. Borussia are jucători de mare valoare. Batshuayi, Götze, Schürrle, Weigl, Daoud. Jucători foarte buni, care oricând pot marca. Deci nu văd de ce nu ar fi un 2-1, un 3-1. Eu așa am analizat acest meci și sper ca Bayern München Borussia Dortmund să ne ofere o partidă cu multe goluri. Mergem mai departe la cota 3. Cagliari Torino peste 1,5 goluri, o cotă de 1,26. Admira cu LASK Linz peste 1,5 goluri, 1,24. Juventus cu Milan, minim 9 cornere. Am găsit pe Unibet o cotă excelentă, 1,58 la minim 9 cornere. E o cotă de luat în seamă pe care eu chiar o să o joc pe biletul în cota 3 și vă invit dacă vreți să analizați Beşiktaş cu Alania Spor, dacă nu-i bați nici pe ăștia acasă la 1.25, atunci cum vrei să iei titlul? Și oricum Beşiktaş a mers excelent în acest sezon pe teren propriu. Varianta de bilet în cotă de sâmbătă, am preferat la varianta de bilet în cotă de 5.49 să merg pe goluri. Craiova cu CFR Cluj sub 2.5 goluri, 1.46, am înțeles că oricum gazonul de pe Ion Oblemencu e praf și pulbere. Crystal Palace cu Liverpool peste 2,5 goluri, 1,55. Dijon cu Marseille peste 2,5 goluri, 1,61. Și Hoffenheim cu Köln peste 2,5 goluri la o cotă de 1,49. Cota 2 pe duminică, Anderlecht cu Gent, 1x, bună cota. 1,34, Heracles cu Herenveen, ambele marchează 1,50. Chiar dacă Anderlecht a avut numeroase probleme în acest sezon, în primul rând pe faza defensivă, ok, au și pierdut oameni importanți în atac, în special Hani, care a plecat, însă îl au acolo pe Teodor și care și-a revenit. Nu o văd pe Gent învingând-o pe Anderlecht în deplasare. De asta am ales 1x la o cotă de 1,34, iar la Heracles cu Herenveen, de obicei olandezii. Eu cel puțin că n-am pariat pe ei, nu m-au dezamăgit. Ambele marchează cotă de 1,50. Cota 3 de duminică, la fel îmi place foarte mult. Velo cu Twente, peste 1,5 goluri, 1,28. Chelsea cu Tottenham minim 9 cornere pe Stamford la o cotă de 1,33 pe Unibet. Eibar cu Real Sociedad minim 9 cornere, 1,37 și Lille cu Amiens 1x la o cotă de 1,29. Am și o variantă de bilet pe duminică în cotă 4,77. Chelsea Tottenham e mare cota pentru ambele, marchează pe Unibet 1,76. Eu o să încerc, asta e clar. Apoi Gostep cu Kashim Pasha peste 2,5 goluri, cotă 1,50. FCSB cu CSM Iași minim 8 cornere. Eu cred că Steaua va marca greu și vor apărea cornerele. O cotă la 1, la peste 8 cornere, la minim 8 cornere 1,46 și Mattersburg cu Rapid Viena minim 2 goluri la o cotă de 1,24. La cota 2 de luni am stat și am analizat destul de mult pentru că variante sunt, însă nu găseam două meciuri în care să am încredere mare și totuși m-am oprit la Kayserispor cu Fenerbahçe minim 2 goluri, o cotă 1,26. Am vrut să joc peste 2,5 goluri și încă unul mic de 1,10. Însă am preferat să mă duc pe Club Brugge cu Genk minim 10 cornere în meci la o cotă de 1,65. Încă mai am puține dube aici pentru că nu știu exact pe ce echipă se va baza antrenorul de la Brugge în atac, pentru că de multe ori a schimbat. Ba a jucat Diaby, ba a jucat Wesley, ba a jucat Vormar, ba a jucat Vanaken, însă cred că sunt două echipe care de multe ori atacă pe flancuri, mai ales că am comentat meciul din Belgia și sper să vedem minim 10 cornere în acest meci. Nu uitați de varianta de bilet în cotă 8, toate cele 3 cote de 2 puse pe un singur bilet, faceți o variantă de bilet în cotă de peste 8. Acestea au fost ponturile mele, repet, rămâne la alegerea dumneavoastră ce faceți cu banii voștri, dacă jucați după mine sau nu. Mai multe discutăm în această seară la Faș Pariu. Mulțumesc tare mult pentru atenție, până data viitoare, toate cele bune! Acest program vă este oferit de Unibet, de la jucători pentru jucători.